Vom continua această dimineață. Pe parcursul ultimelor zile ați avut posibilitatea, în cadrul acestei emisiuni matinale, să vedeți mai multe subiecte în care se face referire la empatie și implicare. De fiecare dată, îndemnul a fost același ca și dumneavoastră să vă implicați, inclusiv în propria comunitate. Nu este necesar să faceți parte dintr-o anumită organizație, dintr-un anumit grup de oameni ca să faceți lucrul ăsta. Fiecare o poate face individual, pe propria uliță, dacă ar fi să ne reîntoarcem și în copilărie. De ce să nu o faceți acolo? În cazul în care însă aveți posibilitatea de a vă implica la o scară mai largă, atunci ar fi cazul și ar fi necesar să o faceți, pentru că sunt foarte multe persoane în Republica Moldova ce au nevoie de ajutor. Și atunci când aceste persoane sunt ajutate, emoțiile pe care le emană sunt de nedescris. Iar lucrul ăsta este foarte bine cunoscută și de către cei de la Hospice of Hope Moldova, pentru că ei fac acest lucru de ceva timp și o fac la nivel național, nu doar în municipiul Chișinău și nu doar în principalele centre urbane ale țării. În această dimineață vom discuta despre tot ceea ce înseamnă dezvoltarea, dar și consolidarea serviciilor de îngrijire paliativă de la noi din țară, și aici facem referire în mod special la serviciile gratuite oferite cetățenilor din Republica Moldova, iar alături de mine este doamna Veronica Dragnev-Sacara, director executiv Hospice of Hope Moldova, Lara Moraru, expert dezvoltare strategică Hospice of Hope Moldova. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Am început cu acest punct de implicare pentru că asta faceți și o faceți deja de ceva timp. Vreau să ne oferiți dumneavoastră mai multe detalii pentru cei de acasă care poate pentru prima dată aud de organizația dumneavoastră, astfel încât să cunoască și ei ceea ce faceți și unde vă implicați. Da, desigur. Organizația Hospices of Hope Moldova este o organizație britanică care a venit în Republica Moldova de mai mulți ani și ne bucurăm de faptul că a fost o organizație care a fost parte la mișcarea națională în ceea ce ține de dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative în Republica Moldova. Mai exact, în acest an vom marca cu toții 15 ani de când aceste servicii se cunosc o dezvoltare în Republica Moldova. Și ne bucurăm că putem să fim alături de oamenii care suferă de boli incurabile, să-i susținem, să nu sufere de durere de care nu este nevoie să suferi, să aibă o alinare și o susținere atât pe punct medical cât și psihoemoțional. Puncte fizice și puncte mobile. Asta aveți dumneavoastră în încercarea de a ajunge la fiecare. Da, deci noi avem momentan 5 echipe interdisciplinare care funcționează în 5 localități ale țării: Soroca, Ocnița, Orhei, Taraclie și Merecent, Chișinău. Echipele noastre efectuează vizite la domiciliu, unde lucrează cu persoanele care au nevoie de îngrijiri paliative. Mai recent am lansat o echipă și la Chișinău, care momentan funcționează în cadrul unui centru de zi, unde primim beneficiarii noștri. Totodată suntem în proces de a ne pregăti pentru ca să putem oferi și la domiciliu servicii în raza municipiului Chișinău. Și fiecare an, mai exact în luna decembrie, se trage linia concluzivă, se vede ce s-a reușit pe parcursul anului și între timp se face planificarea pentru ceea ce urmează în următorul an. Exact asta faceți și dumneavoastră în această perioadă, pentru că urmează un eveniment special pentru toți cei implicați în acest frumos proiect, mâine, în data de 7 decembrie. Da, absolut corect. Mâine vom organiza cina tradițională de gală, caritabilă, unde vom aduna toți susținătorii ce vin să susțină dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative, inclusiv Hospices of Hope Moldova. Va fi o cină unde vom colecta fonduri pentru a putea menține asigurarea acestor servicii, în continuare să fie gratuite pentru beneficiarii noștri. Vom avea invitați de onoare care vin să ne susțină tradițional în fiecare an, precum și oameni care ne-au cunoscut recent și au fost deschiși să ne susțină. Cum e să vină în Republica Moldova o ducesă din Marea Britanie? Pentru că vreau să ajungem și în acest punct. Avem și invitați speciali pe parcurs zilei de mâine. Da, așa este. Avem și invitați speciali. În general, suntem foarte bucuroși și așteptăm cu nerăbdare acest eveniment. Este unul dintre evenimentele noastre, unul dintre cele mai mari evenimente în cadrul Hospices of Hope Moldova, unde noi reușim să adunăm suporterii, prietenii noștri care sunt alături de noi de mulți ani și cei recenți, după cum a spus și Veronica. Avem și o ducesă de data aceasta și ne bucurăm foarte mult pentru că face parte din Hospices of Hope, care este organizația mamă în Marea Britanie și este patroana organizației din Marea Britanie, și ne bucurăm foarte mult să o avem alături și în Republica Moldova.
Moldova pentru prima dată va fi prezentă. Ajută aceste cine inclusiv la atragerea în comunitate a altor persoane, a persoanelor potențial financiare, vorbesc în mod special, cei care pot să ajute financiar inițial organizația, pentru ca ulterior aceste ajutoare să ajungă și la persoanele care au cu adevărat nevoie de ele. Da, desigur, pe parcursul mai multor ani, experiența arată că acest tip de, tipuri de evenimente ajută la sensibilizarea atât a oaspeților noștri, cât și a publicului larg, pentru că noi în procesul de pregătire pentru acest eveniment avem o comunicare publică permanentă despre activitatea noastră. Avem istoriile pacienților pe care le promovăm pe paginile noastre, la fel și pe site-ul nostru. Așa, oamenii care doresc să ne susțină află despre acești oameni care au nevoie și, dacă binevoiesc, vin să participe la cină pentru a putea contribui la aceste servicii. Am două întrebări tehnice pentru a înțelege mai exact ceea ce se întâmplă la cină. Prima dintre ele, dacă în cadrul cinei sunt invitate și acele persoane ce beneficiază de serviciile dumneavoastră. Și a doua întrebare este, pentru că vorbim de o cină de caritate, care este formula de punere în practică, dacă fiecare donează cât poate sau ceea ce poate, sau dacă acest lucru se întâmplă ulterior? La modul practic, de regulă, nu evităm să invităm beneficiarii noștri, pentru că tema serviciului îngrijiri paliative este vorba de îngrijiri la finalul vieții. Și nu dorim să atragem atenția încă o dată la acest subiect a beneficiarilor noștri. Ne dorim să putem să-i susținem, să le dăm... Care îi sensibiliza și mai mult. Da, absolut. Iar pentru oaspeții care vin la cină, de regulă încercăm să setăm un preț de referință pentru bilet care merge în fondul susținerii bolnavilor paliativi, precum și în cadrul cinei. Avem licitație cu strigare a diferitor obiecte, o licitație silențioasă a unor obiecte mai puțin... să zicem așa, de valoare importantă, precum și o tombolă, și prin acest fel putem sensibiliza și susține colectarea acestor fonduri. Și pentru că avem aici alături de noi și experta pe dezvoltare strategică, vreau să vă întreb pentru 2024 ce urmează, ce aveți planificat, pentru că deja la momentul actual sunt aceste puncte mobile la nivel național, sunt și punctele fixe pe zi în municipiul Chișinău și orașul Orhiei. Da, aceste două localități, ce urmează anul viitor? Este o etapă importantă pentru Hospices of Hope Moldova, pentru că noi am devenit anul acesta prestator de servicii de îngrijire paliativă. Până acum, în Republica Moldova am funcționat ca finanțator pentru alți parteneri care prestează servicii de îngrijire paliativă. Pentru noi este un an foarte important pentru că trebuie să reușim cu acreditarea, să ne extindem în municipiul Chișinău ca să ajungem la cât mai mulți pacienți la domiciliu și să oferim aceste servicii gratuite de îngrijire paliativă, ceea ce înseamnă consultația medicului, psihologului, asistentului social și asistentului medical și kinetoterapeutului, care la moment face parte din echipa noastră. Ca și dezvoltare, noi ne gândim mai mult la consolidare, la consolidarea celor servicii care deja sunt prestate, ca să fie cât mai sustenabile echipele care în prezent sunt finanțate de către Hospices of Hope Moldova și această echipă care acum se dezvoltă în pași foarte, foarte rapizi. Atât în Orhei avem un centru de zi care a fost deschis recent, aș spune eu, anul trecut, și anul acesta adică în timp de un an am deschis două centre de zi pentru servicii de îngrijire paliativă, ceea ce este foarte mult pentru o organizație mică cum suntem noi, dar încercăm să reușim la cât mai mulți pacienți și atunci focusul nostru strategic ar fi consolidarea acestor servicii ca să aceste servicii să fie sustenabile. Dar foarte important și acest element să-l menționăm, ambasadoarea tuturor serviciilor aici în Republica Moldova este Natalia Barbu, cea care va fi prezentă mâine în cadrul cinei. E un element pe care la fel cei de acasă ar trebui să-l cunoască. Eu vă doresc să aveți această posibilitate de a fi sustenabil și de a continua ceea ce faceți în 2024 și ulterior și mai apoi să existe terenul fertil necesar pentru dezvoltare. Vă mulțumim mult!